Îl prezint pe Radu Albot. Radu, mersi mult pentru prezență. Salut. Intrăm direct în subiect. Îmi spuneai să nu te felicit foarte mult pentru parcursul bun de la turneu. Da. Nu, ni s-a părut că ai jucat bine, mai ales că vii din calificări. Astăzi ai pierdut. Cum a fost? Cum a fost meciul? A fost să-mi ieși destul de greu, cu toate că am încercat să joc să câștig, dar Fernando a jucat foarte bine astăzi. Chiar nu mi-a lăsat nicio șansă, a greșit foarte puțin și a făcut foarte multe winners și da, asta e, am pierdut astăzi, din păcate. Tu ce-ți propusesei înaintea jocului? Cum intenționai să-l surprinzi? Încercam să-l surprind, să joc multe mici în teren, adică nu am jucat niciodată contra lui. Da. Mi-a spus că greșește mai mult cu dreapta, însă nu prea am simțit acest lucru. Și cred că am jucat eu puțin prea pasiv astăzi, puțin prea scurt și din cauza asta am dat multe șanse să atace. Asta era și întrebarea mea, dacă mai jucase cu Fernando vreodată. Și de asta greșește mai mult cu dreapta, dar oricum face și mai multe puncte cu dreapta, nu? Deci aici era... Da, eu oricum, cred că astăzi am jucat puțin prea scurt mingile care mi venea pe rever și din cauza asta am încercat foarte mult să mă preseze. Am aruncat din teren mult, adică dădeam multe unghiuri și eu alergam mult prea mult decât trebuia. Nu să alerg pe el, alergam eu mai mult și asta... Tu, cum am înțeles, te antrenezi în Florida, nu? Noi ne-am întâlnit în America. Uh-huh. Te antrenezi în Florida, antrenorul tău e de acolo, tu ești englez. De ce te-ai decis să te duci acolo? Sau știu că te antrenezi de multe ori și în România, la București, parcă de asta am și vorbit o dată. Unde e locul tău? Unde e baza ta de antrenament acum? De fapt, nu am nicio bază la moment. Am făcut pre-season în Florida. Am ales acest antrenor pentru că mi-au spus că antrenorul e destul de bun și ar fi bine să încerc să lucrez cu el. Începutul anului nu a fost chiar cu succes pentru mine, am pierdut multe meciuri, am câștigat mult mai puțin decât mi-am pus în sel și da, sper că să continui să lucrez cu el și să joc cât mai bine în continuare. Mai sunt multe turnee, de-abia începe sezonul pe zgură și să vedem cum merge în continuare mai departe. Okay. Deci tu nu joci Istanbul, nu te duci la Istanbul? Da, da, plec cu mine în Istanbul. Pleci la Istanbul și Marius Copil și Adrian Ungur vor fi acolo, deci s-ar putea să joci împotriva lor în calificări. Da, tot ce e posibil. Voi vă cunoașteți bine? Îi cunoști pe jucătorii români? Da, desigur, cunosc toți jucătorii români. Cunosc pe Florin, pe Horea, cu băieții, cu Marius și cu Adi. Victor Hănescu a jucat și cu el. Victor Hănescu a jucat și contra lui și dublu cu el, a jucat de multe ori, adică de câteva ori, nu de multe. Da, cunosc toți jucătorii din România care sunt acum activi și neactivi. Cum e tenisul în Moldova acum? În Moldova nu prea am jucători, sunt singurul care are puncte. Mai este un băiat care are doar un singur punct și este numărul 2. Aveam numărul 2 care este 300, Maxim Dubărenco, însă el și-a schimbat naționalitatea, acum joacă pentru Belarus. Uh-huh. Și da, cam atât. La fete, cea mai bine clasată cred că e 600, următoarea e la fel, cam 600 și cam așa stă sportul, adică tenisul în Republica Moldova. Da, noi discutăm destul de mult, cum ți-am zis și înainte, despre infrastructură sau lipsa infrastructurii foarte serioase a tenisului în România. Întrebam cum e la voi, dacă sunt inițiative. Andrei ne spunea de o inițiativă a lor, oameni de tenis, unii încă în activitate, alții s-au retras. Trebuie să spun, infrastructura devine din ce în ce mai bună, adică și cu federația încearcă de asta. Uite, și meciurile noastre de Cupa Federației, mai ales că au urcat acum sus, și Cupa Davis sunt organizate la un nivel foarte înalt și încearcă și chiar programul ăsta care e făcut acum la ultima Cupa Davis, tu nu știi despre ce e vorba, la ultima Cupa Davis, venind de la băieți, de la jucătorii care sunt acum actual, Horia, Florin, Adi, Marius Copil, și uitându-ne că la juniori avem un pic de gaură ce vine după aia și nu prea avem băieți care au clasament la 200, 100, 300,
Deci acolo e o gaură mică, ne-am gândit să formăm un program cu federația și sperăm să prin chestia asta să îi ajutăm pe juniorii care vin în urmă și intră să joace future challengeri, să îi ajutăm să crească cât mai repede, pentru că avem nevoie de ei la Cupa Davis și la voi, de asta e la întrebare. Dacă sunt inițiative similare la voi, dacă știi? Eu cred că nu prea sunt atât de multe inițiative cum în România. La sigur nu avem nici noi juniori cum sunt acum. Nu prea știu ei care sunt mai mici, care au 12-14 ani, dacă joacă bine sau nu. Aveam un junior care are 14 ani, e numărul 3 în Europa, dar e prea devreme să-i spui că se va forma ca un jucător și va fi posibil să participe la Cupa Davis. Însă cei ce e legat de 18 ani nu prea avem pe nimeni. Și la fel, e așa un fel de distanță, nu vine nimeni din urmă și Cupa Davis e acum puțin mai slabă la noi, luând în considerație faptul că a plecat și Maxim Dubărenco și numărul 2 deja nu mai avem. Atunci când puteam să luptăm în Cupa Davis împotriva la niște echipe ca Portugalia sau împotriva Ungariei sau nu mai știu, acum deja pierdem din cauza că nu aveam numărul 2. Da. Cum ți-a plăcut să joci aici? Am văzut, erau mulți fani moldoveni care au fost la meciul tău. Da, mi-a plăcut foarte mult. Chiar mi s-a părut că mai mult mă susținea pe mine decât pe Verdasco. Cred. Da, mult mai mult, nu? Mi s-a părut. Da, și mie mi s-a părut la fel, de asta te și întreb. Și da, eram și eu puțin uimit, strigau hai Radu, hai că poți. Și în astea s-a simțit și la mine și președent când am jucat cu Matiu. Și m-a ajutat mult susținerea publicului, însă astăzi erau și mai mulți, însă din păcate am pierdut. Da. Verdasco nu e o rușine să pierzi, mai ales că e un jucător de calibru foarte înalt și... Da. Am vorbit mult despre tenis ca infrastructură. Spune-ne despre tine, tu, ce obiective precise ți-ai stabilit? Lucrezi la ceva anume? Unde mai simți că poți îmbunătăți ceva aspecte din joc? Eu cred că pot să îmbunătățesc toate aspectele din jocul meu, începând cu dreapta, revers, servici, pregătirea fizică, să fiu mai rapid, să fiu mai rezistent. Obiectivele care aș vrea să mi le pun, am intrat anul trecut în primul 100 a lumii, însă acum puțin am căzut în clasament și desigur aș vrea să mă întorc înapoi, să fiu din nou top 100 și să pot juca turnee ca aici în București și de ce nu poate turnee și mai mari. Suprafața care îți place cel mai mult să joci? Îmi place să joc și pe zgură, îmi place să joc și pe hard, dar pe zgură mi se pare mie că am mai mult timp și pot să câștig din cauza rezistenței pe mulți adversari. Și aș spune că undeva, cred că mai mult aș prefera zgură acum. Da, mie mi-a plăcut cum ai jucat pe ciment, adică cel puțin eu, din ochiul meu de vedere, mi se pare că poți să joci mai agresiv pe ciment pentru că ești foarte iute și după mine, asta e după părerea mea. Acum vezi, ești unul dintre cei mai iuți jucători, deci și la Adi Ungur, deci și el e foarte iute și știi, dar ar putea să progreseze la alte puncte. Dar okay, baftă. Da, ție de regulă îți convine să joci cu un agresor, cu un jucător ofensiv sau îți place să iei inițiativa? Dacă am șanse, îmi place să iau inițiativa, dar să zicem, dacă ești prea pasiv, cum am fost eu astăzi, începi să alegi prea mult și nu pot spune că nu-mi place să mă apăr din spate, să fiu așa în contraatac, însă astăzi era foarte greu. Alergam prea mult și n-am pus. Și mai ales când joci cu un stângaci care poate să deschide ungurile foarte mari ale terenului. Da, dacă era să am așa un rever ca Andrei, poate și era altfel, dar... Da, bine. Nu prea am dat astăzi bine cu reverul. Dar sigur mai bine cu dreapta. Vreau să te întreb ceva personal.
Aha. Tu ai o superstiție cu barba când trebuie să te rasi sau nu trebuie să te rasi? Nu. Nu? Nu, niciodată. Nu? Eu aveam tot. Bine, eu nu am așa bani, nu crește părul așa mult. Da, cred că tu ai pe superstiție. Eu aveam superstiție, deci când începeam, nu mă mai rădeam până terminam deci concursul. Dacă erai în formă bună. Și asta nu știu cât de repede îți crește ție barba, de asta vreau mie să te întreb. Mie îmi crește destul de repede, dar nu am nicio superstiție. Pot să mă raci atunci și în turneu, dar... Nu știu, durează cu lunile, nu place să-mi rad, mi-e lene puțin. Și de aia așa îmi crește mai mare. Dar superstiții, altfel de superstiții pe teren ai? Nu aș spune, nu prea m-am prins cu să calc cu dreptul sau am auzit chestii în astea. Să iau aceiași minge care eu aveam, de exemplu, eu aveam și eu, dar nu extrem ca Nadal sau ceva genul ăsta. Aha. Și sau ca... Sunt mai mulți acolo care da. Deci, au superstiții. Ce aveai tu? Interesant? Eu nu călcam pe linie. Aha. Tot timpul când schimbam terenul și de la schimb intram pe teren, când intram în teren, intram cu dreptul, deci nu serveam cu aceeași minge, primul serviciu, deci aveam unele superstiții ale mele. Nu, eu din astea nu am. 20-30. Din astea nu am. Da, pe astea cum le dobândiți? Pentru că aveți un idol anume? Nu, cineva crește cu ochii pe Rafa Nadal, nu? S-ar putea să dobândească? Nu, astea cred că se fac când încep să câștigi anumite puncte. De exemplu, știu foarte mulți, Nicola Schifă, dacă mai țin minte, care eu jucam cu el, am jucat cu el dublu, deci, și vorbeam despre chestiile astea. El dacă mânca seara la un restaurant și a doua zi câștiga, continua să mănânce la același restaurant aceeași mâncare seara. Deci eu fac la fel, dar nu din cauza că superstiție, doar pentru că știi cât de importantă e alimentația și dacă mergi la alt restaurant și mănânci ceva ce nu știi, dacă nu stai bine, adică nu poți ruina noaptea sau ceva e prea gras, deja poate să influențezi asupra mea și de următoarea zi, doar din cauza asta. Nu din cauza că voi câștiga din nou mâine sau... Da, bine, fiecare cu... Asta are sens, știi? Da, da. De multe ori, foarte multe superstiții nu fac sens, dar... Te ajută, asta e. Uneori, uneori crezi. Exact. Doar crezi și, se întâmplă, după iarăși crezi. Dacă nu se întâmplă, deja... Corect. Alt lucru vreau să te întreb, cu ce tensiune joci tu la rachetă? Mai ales pentru că tu trebuie să... Nu ești cel mai înalt, cel mai multă forță... ai viteza pe care trebuie să o folosești la maxim, dar cu ce tensiune joci tu la racheta? 26-25 am, dar depinde unde joc, la fel, dacă e mai cald astăzi, dacă e mai frig, adică poți schimba un kilogram, două. Vezi, nu e o rachetă foarte moale făcută, deci sunt mulți care... Da. Care asta îți dă mai mult control, nu? Control, deci, mie îmi place să dau uneori plat și dacă dai mai moale, după aia când ai plat, zboară cam fără control. Și mai ales din... Bine, racheta mea Ionox are mai mult control așa și îmi place să simt așa mult pe... Să clasamentul tău acum e de... 160. 160. Mai ai ceva de apărat? Roland Garros? Cum ai jucat anul trecut la Roland Garros? În calificare am pierdut. Dar n-am jucat bine la dublu anul trecut. Da? Până unde ai ajuns? Am ajuns în primii 8 la dublu. La Roland Garros cu cine? Cu Russell, care cu tot Russell, e aici. Da. Și el, i-au câștigat azi la dublu? Nu m-am uitat. Nu știu. Au pierdut în tiebreak-ul decisiv. Da. Noi discutam un pic chiar înainte să intrăm. Spuneam că tenisul a crescut foarte mult ca interes în ultimii ani la noi, nu? Pe umerii Simonei, pe umerii fetelor, pe umerii performanțelor foarte bune de la băieți, mai ales la dublu. Și atunci te întrebam dacă de la voi se urmărește treaba asta, dacă sunteți la curent. Da, în Moldova urmăresc, desigur, tenisul din România. Chiar știu persoane care au venit în... Unde a fost? În Cluj? În Cluj, da. Au venit și au urmărit meciurile din Cluj, de la Fed Cup. Și noi vom juca cu Padevis cu Spania în Cluj în iulie. Da? Posibil să vină din nou, să urmărească meciurile. Știu că a revenit înainte, când România juca contra Rusiei. La Sibiu. La Sibiu, a fost și părinții mei acolo, au urmărit. Deci tenisul din România este foarte popular, nu numai aici, cred, dar și la noi. Toți urmăresc, toți știu când joacă Simona, toți știu când joacă băieții la dublu, că au fost la Masters, una alta, adică e foarte popular și în Republica Moldova. Da. Pe Andrei îl mai cunoaște cineva? Pe Andrei? Da, îl cunosc toți. Deja încep să-l uite, da. La benzinărie. Îl văd la televizor, capitan la Davis Cup și își amintează. De acolo sunt convins. Psihopedagogia, la ce te ajută?
Știu că ai terminat facultatea asta. Da, ajută uneori, dar da, nu mereu funcționează. Stai bine cu mentalul, cu... Mie mi se pare că da, adică nu știu, Andrei a privit un meci, poate să spună ceva, Da, meciul ăla care l-am văzut eu, nu ăsta cu Verdasco acum, da. Când vorbim de asta, vorbim când a jucat cu Benjamin Becker, dar mi s-a părut că ai avut anumite momente în care... Nu prea, da? Nu prea, deci acolo ai putea să lucrezi mai mult, dar bine, da. Și Benny a avut la aceleași momente la un moment dat. Uh-huh. Spuneți-mi două vorbe despre zona asta în care de multe ori puteți intra când sunteți pe teren, zona aia de concentrare, când vezi mingea mai mare, când simți că dai orice pe linie, că nu trece nicio minge pe lângă tine. Vine zona asta, cred că și Radu poate să spună la fel, da, zona da. Asta vine în momentul în care tu ai niște meciuri câștigate, ai niște meciuri foarte strânse câștigate sau meciuri în care ai venit din spate și le-ai câștigat, atunci lucrul ăsta vine, deciziile vin mai ușor, te gândești mai puțin la ce trebuie să faci, vin lucrurile, sunt foarte simple, deci fără să le mai gândești. În momentul în tenis, când ai momente din astea, mingii de break sau mingii foarte importante și începi să te gândești prea mult ce să faci la ele, acolo trebuie lucrat foarte mult. Și cred că aici îmi dai și mie, îmi dai dreptate. Sau... Da, într-adevăr, mingea nu devine mai mare, cum cred unii, sau nu poate să nu treacă pe lângă tine, doar totul se întâmplă atât de automat, încât nici nu poți să... aproape nu controlezi, doar joci, nu? Doar joci și dai cu dreapta, intră, dai rever, intră, serviciu intră, vine la fileu, dai pe lângă el, adică totul îți iese. Și este de la fel, cred că și Andrei poate să menționeze, cum nu mai începi să te gândești la chestia asta, că wow, cum dau eu, wow, cum mi-a intrat mingea asta, de atunci, din momentul ăla totul se... Exact, exact. Adică deci... trebuie să gândești, cum ar fi corect să spui, să gândești cât mai puțin? Da. Să corect, fii mai... corect poate să gândești, că oricum trebuie să te gândești, trebuie să ai un șablon ca să nu ai așa mare presiune sau poate să-ți fie mai ușor, trebuie concentrarea ta să fie asupra jucătorului din față, adversarului și nu asupra ta, în primul rând. Și în al doilea rând să ai o mică tactică pe o minge sau două unde să joci. Atunci e un pic mai ușor. Atâta timp cât începi să te gândești la tine, cum spui, mamă, ce mi-intră asta sau nu mi-intră asta sau de ce joc așa prost sau de ce asta, de așa, toată concentrarea e pe tine și atunci tu începi să faci anumite greșeli. Și da, chestia asta vine automat cu meciuri câștigate tot timpul. Deci aici diferența între cei de sus, de acolo au experiența asta și știu exact cum să facă de multe ori să stea relaxați păi la aceste puncte. Hai să atingem și subiectul ăsta. Ne-ai spus că ai vrea să te apropii iarăși de top 100, nu? Uh-huh. Și pare realizabil, mai ales dacă n-ai multe puncte de apărat. Cum crezi că reușesc oamenii ăștia să rămână acolo? E o chestie de constanță, de... Eu cred că, în primul rând, trebuie să muncești mult. Dacă nu muncești, atunci și... nu ajunge nici imposibil. Între două ori trebuie să ai puțin noroc cu tablouri, să câștigi un meci, două, cumva să treci mai multe tururi ca să acumulezi multe puncte. Și desigur trebuie să ai, Andrei, mi-a sunat corect, meciuri câștigate. Cât mai multe meciuri câștigate ai la rând, cu atât mai bine, mai mult încredere ai și joci mai bine. Da, cred că... Nu știu, se poate de făcut mai multe, o listă mai mare de adăugat ce... Nu, sunt... Noi am vorbit, de exemplu, ieri am vorbit cu Tomic, știi? Am vorbit despre cei primii 10, despre cei primii 4-5 care sunt atât greu de bătut, mai ales la Grand Slam-uri, știi? Joko, care nu pierde, a pierdut un meci acum în atâta timp. Caz, nu cred că putem pune degetul pe ceva, nu? Și o ecuație mult mai complexă. Corect, sunt mult mai multe lucruri care trebuie să se întâmple. Radu, mulțumim mult pentru prezență. Sper să ne vedem curând. Sperăm să vedem rezultate din ce în ce mai bune, să stăm cu ochii pe tine și noi. Și toate cele bune în continuare. Mulțumesc mult că m-ați invitat și mersi pentru urări. Cu drag. Oameni buni, facem o pauză scurtă și revenim cu Robin Haas.